Se oficiază serviciul religios. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. După mare mila ta, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi martiri ai Revoluției din 1989, a eroilor parașutiști căzuți în acest loc, capitan Dragomirescu Liviu, sublocotenent Matei Petrișor, sublocotenent Cristea Adrian, sublocotenent Barbu Marian, sublocotenent Preda Ionuț, sublocotenent Barbu Mihail, sublocotenent Puiu Sorin, sublocotenent Dima Gabriel, sublocotenent Drăguț Dumitru, sublocotenent Naie Ion, cu tot neamul lor cel adormit, ca să ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne! Doamne,
Dumnezeul duhurilor și al tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, sufletele adormiților robilor tăi, eroii martiri ai neamului românesc din decembrie 1989, căzuți la datorie, fiecare după numele lor. Așează-i, Doamne, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitori, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Căci nu este om care să fie viu să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, eroi martiri ai neamului nostru, căzuți în 1989, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului, și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinței odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă fă, Doamne, adormiților robilor Tăi, căpitan Dragomirescu Liviu, sublocotenent Matei Petrișor, sublocotenent Cristea Adrian, sublocotenent Barbu Marian, sublocotenent Preda Ionuț, sublocotenent Barbu Mihail, sublocotenent Puiu Sorin, sublocotenent Dima Gabriel, sublocotenent Drăguț Dumitru, sublocotenent Nae Ion și al tuturor celor căzuți în Revoluția din 1989, fiecare după numele lor, și le văd, Doamne, veșnica pomenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Pomenirea lor să fie din neam în neam și să le facem lor veșnica pomenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Și lefelor, Doamne, veșnica pomenire. Să-i odihnească și cu dreptii să-i numere, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Dumnezeu să ierte. Abia mai fi am să-mi spun ceva, dar poezia este toată. Nu. 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 Nu
Urmează ceremonia depunerii coroanelor și jerbelor de flori. Se depune o coroană de flori din partea excelenței sale, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României. Se depune o coroană de flori din partea Senatului României. Se depune o coroană de flori din partea Camerei Deputaților. Se depune o coroană de flori din partea Ministerului Apărării Naționale. Se depune o coroană de flori din partea Societății Române de Televiziune, TVR. Se depune o coroană de flori din partea Asociației Club Televiziunea 22.
depun o coroană de flori din partea Asociației Naționale a Parașutiștilor Condor. Se depune o coroană de flori din partea Institutului Revoluției Române. Se depune o coroană de flori din partea Fundației Grigore Baștan. Se depune o coroană de flori din partea Clubului Parașutiștilor Caracal. Se depune o coroană de flori din partea regimentului 64 parașutiști Boteni. Se depune o coroană de flori din partea batalionului 495, capitan Ștefan Sovert. Se depune o coroană de flori din partea Ligii Naționale a Luptătorilor pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 și a cinstirii eroilor martiri.
să depune o coroană de flori din partea Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Onorată asistență, ceremonialul militar-religios dedicat cinstirii memoriei eroilor parașutiști căzuți la datorie în decembrie 1989 la sediul televiziunii române s-a încheiat.